umbra acestei lumi e peste tine. Și tunericul e pe inima ta. Tu simți că barca vieții e fără cârmă. Știu că totdeauna ești cu mine, doar eu numele Tău trebuie să rostesc. Știu că Tu mă vei iubi întotdeauna, dacă voia Ta, Iisuse, o împlinesc. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, e o bucurie pentru noi în seara aceasta să fim din nou aici împreună. Mulțumim din toată inima lui Dumnezeu care ne-a sprijinit pe fiecare dintre noi să ajungem în locul acesta minunat, aici, în mijlocul naturii. A treia seară de evangelizare am avut două seri cu adevărat binecuvântate, atât vineri cât și aseară am avut parte de momente înălțătoare, atât prin cântare, cât și prin mesajul Evangheliei care a fost rostit aici. Dumnezeu ne-a vorbit încă o dată fiecăruia dintre noi și cred că am înțeles foarte bine că singurul care poate să schimbe viețile noastre, care poate să transforme, care poate să ne elibereze, care poate să dea vindecare, este Dumnezeu, pentru că El are soluție pentru toate lucrurile. Slăvit să fie numele Lui! Și în seara aceasta urmează să avem un moment de închinare aici împreună cu toții, de aceea vă invit să vă ridicați. Orice lucrare pe care noi o facem, o începem cu rugăciune. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și noi cu toții o să plecăm capetele și le invit aici în față pe fratele Ginel, slujitor în Biserica Betania, care să se roage înaintea lui Dumnezeu și să ceară binecuvântare din partea Domnului peste timpul de închinare pentru mesajul care va fi rostit aici. Tată bun din ceruri, mulțumim pentru această vreme de har și de pace în care suntem din nou înaintea prezenței Tale în acest loc de la Vladimirescu. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne onorezi cu prezența Ta și Te rugăm, așa cum stăm înaintea Ta, atinge-ne prin cuvântul Evangheliei. Binecuvintează-ne așa cum stăm înaintea Sfințeniei Tale și pe Cel care a venit în locul acesta, Doamne, nemântuit, mântuiește-L Tu. Pe Cel care este bolnav, vindecă-L Tu, Doamne. Și pe Cel ce are probleme seara aceasta și le aduce la cunoștința Ta, o, Tată din Cer, în numele drag și scump al Domnului, ascultă-ne rugăciunile. Mulțumim pentru că Tu ești Cel care și în ziua de astăzi ne-ai vorbit sufletelor noastre. Doamne, Te chemăm în seara aceasta, rămâi cu noi că este pe serate, vino în familiile noastre și binecuvintează Biserica Betania. Stăm înaintea Ta prin închinare și Te rugăm, Doamne, deschide-ne inimile.
înaintea Ta. Vorbește inimilor noastre și îl încredințăm în mâna Ta pe fratele Adi. Te rugăm, Doamne, folosește-l Tu, Doamne. Ungere proaspătă de la Duhul Tău, te rugăm să lași peste el și peste cuvântul Tău. De aceea te rog, tot ce are suflare să rămână binecuvântat de Tine. Binecuvintează cartierul Grădiște, Doamne, binecuvintează orașul Arad, binecuvintează România, Doamne. O, îți mulțumim pentru vremea de har și de îndurare, adu vremuri de viorare și de cercetare și te rugăm, Doamne, lucrează cu semne și minuni, că Tu ești Dumnezeul nostru, de aceea ne închinăm înaintea Ta și te rugăm, încep cu noi lucrarea din seara aceasta și rămână binecuvântarea Ta peste noi, de acum și până în veci de veci. Amin. Dragii mei, suntem mulți în seara asta aici, din multe locuri, din multe biserici. Haideți să ne întoarcem în stânga, în dreapta, să dăm mâna unii cu alții, să ne spunem o binecuvântare. Putem să ne reașezăm. Dragii mei, vă chem să ne deschidem inimile. Și haideți, împreună cu grupul de închinare, din toată inima să lăudăm numele Domnului. Dumnezeu iubește cântarea de laudă, atât de mult iubește cântarea de laudă, că zice Scriptura că atunci când o comunitate, un popor îi cântă, îi aduc laude, Dumnezeu coboară în mijlocul lor. Haideți să nu fie un spectacol în această seară, doar cei de aici din față să cânte, ci haideți să ne unim și noi împreună cu ei și fie ca Dumnezeu să coboare în mijlocul nostru. Amin. Altă cale, el e
este calea, adevărul și viața. Te vrei să vezi pe Iisus, să fii al Lui de-acum. O vino azi la Golgota. Mai este loc la cruce pentru tine. Mai este loc la cruce pentru oricine. Mai este loc pentru între pământul. Mai este loc, mai este loc. Oricine ai fi în lume și orice nume poți, tu ai nevoie de Iisus. Și primește la cruce stă și acum te va primi căci este o glorie Lui, bunătatea Lui. Mai este loc la cruce pentru tine. Mai este loc la cruce pentru oricine. Mai este loc pentru între pământul. Mai este loc, mai este loc. Mai este loc la cruce pentru tine. Mai este loc la cruce pentru oricine. Este loc pentru între pământul. Mai este loc, mai este loc. Dragii mei, încă mai este loc la cruce. Dumnezeu ne-a dus în locul acesta să ne conștientizeze că încă mai este har. Încă mai este plin de îndurare față de noi, dar vreau să vă spun, va veni un moment și o zi în care ușa harului se va încuia. Și vor fi unii care ar vrea să mai vină și nu vor mai putea, dar astăzi suntem aici, cuvântul Domnului este vestit în mijlocul nostru, laudele Domnului sunt cântate în mijlocul nostru. Dumnezeu ne-a dus aici să vedem splendoarea creației sale și cred că cel mai frumos lucru care l-am putea face în seara aceasta este să venim la cruce. Astăzi suntem aici și vrem să spunem Domnului, Doamne, vrem să stăm la cruce cum altă dată au stat acei tâlhari. Am vrea să stăm la cruce cum a stat tâlharul care te-a primit în inima lui ca Domn și Mântuitor și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine. În seara aceasta Domnul este aici ca să-ți aducă aminte de tine și să-ți spună, ai valoare în ochii mei. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, spunea Domnul Iisus. Iată, eu stau la ușă și bat. Este cineva aici care aude bătaia Domnului la inima lui? Dacă este cineva să deschidă, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și am vrea să cântăm următoarea cântare care spune, Doamne, nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău. Atunci când ai trecut pe la cruce, va fi și un moment în care vei putea să îngenunchezi în fața tronului de milă și îndurarea lui Dumnezeu. Noi nu-L vedem acum, dar îl simțim că El este în mijlocul nostru. Și aș vrea să spunem, Doamne, nu este nicio chemare, Doamne, mai mare decât chemarea Ta și vrem să stăm jos la picioarele Tale. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchezi la tronul tău. Copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Să îngenunchez la tronul tău.
că vrem să vezi o inimă să vadă o inimă curată întreagă, dăruită pe deplin slujba ta. Aș dori ca viața mea să fie cursă în slujba ta prin tot ce toată închinarea noastră. Să ascult chemarea ta divină, să urmez în totul voia ta. Sunt aici, stau la dispoziția ta. Sunt aici, dorind să fac doar voia ta. Are putere. Călăuză drumul vieții pe prin cuvântul Domnului vom fi mai mult decât biruitori. Să trăiesc în voia ta, să te urmez și în inimă să fii tu Domnul meu. Sunt sunt aici, dorind să fac doar voia ta. Sunt aici și vreau chemarea să-ți urmezi, iată-mă. Sunt aici, Doamne, vreau să te slujesc cât voi trai. Mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. De aceea putem să spunem: nu este munte prea înalt ca să nu-l miște. Nu e problemă prea ca să nu furtună prea grea să nu liniștească. El poate spune vântului și mări taci fără gură. Nu e durere prea grea să nu aline. E portata pe umerii săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara. El este Cel care în această zi a dat putere trupurilor noastre și dacă suntem aici prezenți în seara aceasta, nu este la întâmplare. Cred că fiecare dintre noi am venit cu un scop. Poate unii am venit să fim zidiți prin cuvânt și cred că în seara aceasta vom fi zidiți. Poate unii ați venit pentru cântare și cred că Domnul vorbește și prin cântare.
Dar Domnul ne vorbește și prin rugăciune și aș dori în seara aceasta, în aceste momente care vor urma, să venim înaintea Domnului cu rugăciune. Domnul este atotputernic. Amin? Slavă Lui! Nu știu cu ce povară ai venit în seara acestei zile. Cântam, El purta ta pe umerii Săi, povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. Povara ta poate fi un necaz. Povara ta poate fi un păcat. Fiecare dintre noi avem diferite poveri. Dar în această seară este unul care ia poverile. Slăvit să-i fie numele. Spunea Domnul Iisus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Slăvit să fie El. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare. Și aș vrea în această rugăciune să nu ne grăbim. Haideți să zăbovim și să ne gândim, Doamne, Tu ești Cel ce poți să ieși povara mea. Spunea David, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Dumnezeu, și cine este Dumnezeu? Mântuirea noastră. Slăvit să-i fie numele. Poate ești pentru prima dată în seara aceasta aici și poate nu știi cum să te rogi. Spune pur și simplu Domnului povara ta, greutățile cu care ai venit. Pune-L pe Domnul la încercare și cu siguranță vei afla repaus, cu siguranță vei afla răspuns în seara aceasta. Domnul este atotputernic și credeți-mă, El poate să asculte toate rugăciunile noastre, amin? Haideți să ne rugăm Domnului. De zile, viața mea când, poate mai mult ca oricând am experimentat că El într-adevăr poate să ridice poveri, poate să restaureze ființele noastre, sănătatea noastră. Atunci când mă clătinam din punct de vedere a sănătății și frecventam pe la medici tot felul de controle, fost într-un loc al rugăciunii și Duhul Sfânt mi-a vorbit, bărbatule, vrășmașul caută să slăbească firul vieții tale. Și simțeam în momentele acelea că mă topesc. Simțeam că voi muri. Însă Dumnezeu și-a arătat îndurarea și bunătatea Lui față de mine și-a turnat un delem de vindecare. Suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Suntem aici că bunătatea Lui Dumnezeu s-a răsfrânt asupra noastră. Următoarea cântare spune, ce bucurie să mă știu copilul tău. Vreau să te întreb în seara asta, ai bucuria aceasta? Să te știi copilul lui Dumnezeu. Au venit ucenicii la Domnul Iisus și i-a spus, Doamne, suntem așa de bucuroși pentru că atunci când poruncim duhurilor și dracilor să fugă din oameni, să iasă din oameni, cad la pământ și ies din oameni, oamenii rămân eliberați. Să avem puterea asupra întuneric este un lucru formidabil. Privește Domnul spre ei și spune, o, nu vă bucurați de lucrul ăsta, este un lucru bun, într-adevăr, este un lucru măreț, nu oricine poate să facă lucrul acesta. Voi bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. În seara aceasta sunt aici, datorită harului lui Dumnezeu și mulțumesc că unui păcătos ca mine a lăsat iertare, salvare și mi-a scris numele în cartea vieții. Ai tu scris numele în cartea vieții? Va veni un moment în care vor fi citite numele din cartea vieții și cei care au numele scrise acolo vor trăi o veșnicie în prezența Mielului, în prezența Dumnezeului, în cetatea cea de sus. Seara aceasta mă rog Domnului să-ți dea harul, să te deschizi, să înțelegi. Cel mai important lucru în viața aceasta este să strigi spre Domnul, spui, Doamne, nu vreau să meargă numele că trăiesc, vreau să trăiesc și numele meu să fie scris în veșnicie. Ce măreț
e locul acesta, căci Domnul este în mijlocul nostru. Haideți să ne lăsăm pătrunși de cântarea aceasta, să ne lăsăm conectați la puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu poate să facă și în seara aceasta un lucru deosebit, să scrie numele în cartea vieții, să împartă haine curate albe peste noi. Slavă Lui! Domnule, eu de tine
mare datorită mea și a mea apărare. Doamne, vii! Doamne, vii și-n genunchezi, ție îți mărturisesc, fără tine aș cădea, doar tu foarte frumos, m-am uitat la unii dintre noastră, ori nu aveți voce, ori nu v-ați încălzit vocile, ori nu aveți nevoie de Domnul. E așa de simplă cântarea asta. Este un mesaj așa de simplu și atât de puternic. Nu știu de cine ai nevoie în seara asta. Poate te uiți în conturile tale, te uiți în buzunarul tău și spui, am nevoie de o sumă de bani, am nevoie de cineva să vină cu niște bani. Vreau să-ți spun, se vor termina și banii, n-ai nevoie de bani. Poate te uiți la diagnosticul pe care l-ai, la boala care ai în trupul tău și spui, am nevoie de un medic bun. Nu știu, la Timișoara, la Seged, la Viena, nu știu, poate te gândești că ai nevoie de un medic bun. Vreau să spun că n-ai nevoie de un medic bun. Tu ai nevoie de Iisus Hristos în seara asta. Și dacă ai nevoie de Iisus Hristos, aș vrea să mai cântăm o dată refrenul ăsta. Eu am nevoie de Iisus. Am nevoie de El pentru că fiecare zi, fiecare secundă depinde de El. Aș vrea să răsune valea asta. Să răsune locul acesta de laudele noastre, să strigăm spre Dumnezeu, Doamne, noi avem nevoie de Tine. Pentru că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude. Vreau să spun, atunci când ești în nevoie, strigi spre Domnul și El aude. Urechea Lui nu este prea tare. N-ai vrea să cânți cu noi? Chiar dacă ești pentru prima dată, poți să spui, Doamne, eu am nevoie de Tine, mai mult ca orice. Haideți să spunem din toată inima, eu de Tine am nevoie. Eu de Tine am nevoie, am nevoie, Doamne, Tu ești neprihănirea mea. Ca să poți ieși din starea ta de păcat, Tu ai nevoie de Iisus. Ca să scap de lanțurile cu care ești legat, Tu ai nevoie de Iisus. Spune-i, Doamne, eu am nevoie de Tine. Acolo unde a fost păcat, e har mai mult nemăsurat. Mai este har în seara aceasta. Hristos în mine, asta e. Am nevoie, El poate să-ți dea pace în inima ta.
fiecare dintre noi care suntem aici. Urmează acum să stăm înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi în duhurile noastre și să ne rugăm ca Dumnezeu prin mesajul Evangheliei să ne vorbească fiecare dintre noi. Toți care suntem aici în seara aceasta avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de un cuvânt care să vină de la Dumnezeu. De aceea ne rugăm din toată inima Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele păstor Adi Mocan. Mulțumim că Dumnezeu l-a păzit, l-a ocrotit și a ajuns cu bine în mijlocul nostru, a răspuns invitației noastre. Credem, nădăjduim din toată inima că prin El Dumnezeu în seara aceasta ne va vorbi fiecare dintre noi. Vă invit să vă ridicați, îl invit pe fratele Adi aici. Urmează să citească cuvântul lui Dumnezeu, iar apoi să predice Evanghelia. Aici. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că în locul acesta există o manifestare specială a prezenței Tale. Mă rog, Doamne Dumnezeule, vorbește-ne în această seară. Avem nevoie disperată, Doamne, de prezența Ta. O, Doamne, mă rog așa cum se ruga tâlharul altădată. Doamne, adu-ți aminte de mine. Doamne Dumnezeule, fiecare dintre noi venim înaintea Ta cu aceeași rugăciune. Nu vrem, Doamne, să-Ți aduci aminte în primul rând de faptele noastre, ci vrem, Doamne Dumnezeule, să-Ți aduci aminte de noi. Așa cum suntem înaintea Ta, cu tot zbuciumul nostru sufletesc, cu toată pocăința, cu toată zdrobirea noastră, Doamne Dumnezeule, pentru că știm că pocăința noastră și pentru că știm că mântuirea noastră este prin har, adică prin credință, nu prin fapte, ca nimeni să nu se laude înaintea Ta. Doamne Dumnezeule, de aceea îți spunem ca tâlharul altădată, Doamne, adu-ți aminte de mine. Știm, Doamne, că în ziua în care se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Știm, Tată, că în ziua aceea nu-ți vom putea spune, Doamne, adu-ți aminte de banii pe care i-am investit în biserică, Doamne, adu-ți aminte de ajutorul pe care l-am dat altora, Doamne, adu-ți aminte de faptele bune, ci și în ziua aceea îți vom putea spune, la fel ca tâlharul, Doamne, adu-ți aminte de mine. Și vreau, Doamne Dumnezeule, ca în această zi harul Tău să lucreze în noi, această transformare lăuntrică, astfel încât în ziua aceea Tu să ne spui fiecăruia în parte, vino rob bun și credincios. O, Doamne Dumnezeule, știm că Tu nu ne-ai uitat și nu spunem adu-ți aminte de noi în sensul în care Tu ai fi putut vreodată să uiți ceva sau pe cineva, pentru că tot ce există, ființă și mișcare, totul există prin Tine și datorită Ție, dar îți spunem, Doamne, adu-ți aminte de mine, așa cum altă dată ți-ai adus aminte de Ana, de mama lui Samuel și ai început să lucrezi în dreptul cauzei ei. Doamne Dumnezeule, ne dorim în această seară ca Tu să începi să lucrezi în dreptul vieții noastre. Dacă oamenii uită de noi, dacă prietenii pot uita de noi, spunem și noi ca Iov altă dată, știu că cei de aproape m-au părăsit și au uitat de mine, dar răscumpărătorul meu este viu, slăvit să fie numele Lui. Doamne, îți mulțumim că Tu ești viu în vecii vecilor, prezent în viața noastră, ești dincolo de ceea ce putem noi înțelege de cele mai multe ori, dar îți mulțumim că ai coborât în sfera noastră umană, limitată și prin Duhul Tău cel Sfânt și în seara asta ești gata să ne vorbești. Slăviți să fii în veci. Amin. Am vrut să vorbesc din Isaia, din capitolul al șaselea, dar până la urmă mă voi referi la un alt fragment din Scriptură și poate dacă Dumnezeu va mai îngădui în lumea asta și ne vom mai întâlni data viitoare, vorbesc din Isaia, capitolul 6. Oricum, dacă nu ne mai întâlnim în lumea asta, să știți că nici în rai nu scăpați de predică și dacă ne întâlnim acolo, o să vă spun ce a mai rămas din predică. Știu că unii au senzația că raiul să se cânte non-stop. Raiul nu e un fel de concert, cum își imaginează unii, ci aș îndrăzni să spun, ba mai mult, acolo se va vorbi mai mult. Se va și cânta, da, stați liniștiți din punctul ăsta de vedere, dar eu cred că se va vorbi mai mult și de ce? Pentru că eu cred că și acolo îl vom cunoaște pe Dumnezeu tot mai mult. Amin. Pentru că n-avem cum să ne plictisim în cer. Unii se gândesc că e un loc plictisitor. Nu, 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 nu. Îl vom cunoaște pe Dumnezeu tot mai mult și nu o să ne plictisim deloc. Aici ne mai putem plictisi. Nu ziceți amin, dar așa-i. Citesc din Matei, din capitolul 5, pentru că toți suntem așa la iarbă verde și sunteți o biserică absolut minunată, superbă. Nu am mai văzut așa frumoasă biserică. Cine ar putea să facă ceva mai frumos decât face Dumnezeu? Voi predica o parte din predica de pe munte.
stați liniștiți, s-au scris tratate despre predica de pe munte. Eu vă predic doar din două versete, ca să nu fie prea mult. Din Matei, din capitolul 5, citesc primele trei fericiri, să zicem. Hai să fie primele două. Versetul 3 și versetul 4. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Amin. Puteți să stați jos, dacă vreți. Dacă nu puteți, rămâne și în picioare. Cum considerați dumneavoastră de cuvință? Așa e bine. Să vă hotărâți dumneavoastră. E clar, aici nu se poate predica după schiță. Lăsăm ca Dumnezeu să lucreze aerul condiționat. Știu că am stat acolo și eu și a bătut puțin soarele, dar vremea e impecabilă, perfectă. Nu se putea o vreme mai bună. Sunteți foarte pocăiți voi cei de la Betania. Nu știu cum v-ați înțeles cu Dumnezeu, astfel încât la programul acesta să aveți așa vremea impecabilă. Zilele trecute am fost la o biserică baptistă și acolo frații săraci s-au pregătit de un an de zile să facă o evanghelizare în aer liber și fix când am început noi programul de evanghelizare, a început o ploaie și eu aveam pregătită o predică despre Ilie și despre ploaie. Și n-am vrut să întristez prea tare și am zis schimbăm subiectul și ne mutăm în biserică. Ne-am mutat în biserică, ei au fost puțin destul de triști, dar în cele din urmă Dumnezeu a hotărât să fie așa și a fost mai bine. Dumnezeu știe să le așeze pe toate mai bine. Da, clar, voi ați fost mai pocăiți că Dumnezeu a așezat lucrurile astfel încât să fie vremea perfectă. Mă bucur că n-ați zis amin când a zis că voi ați fost mai pocăiți. Asta arată într-adevăr că sunteți, cred, pocăiți. Că dacă cineva zicea la asta amin, însemna că nu e chiar așa cum ar trebui să fie treaba în dreptul lui. Sunt bucuros și onorat să fiu aici. Eu am mai fost împreună cu dumneavoastră la un eveniment în locul acesta, în pandemie. Sigur, atunci ați fost mai puțin decât acum, sau cel puțin așa părea că erați la distanță, dar iată că Dumnezeu a făcut să dispară pandemia. Atunci când unii profețeau, între ghilimele, că nu se mai termină pandemia, de fapt, știți cum a fost cu pandemia? La început erau o grămadă de profeți, între ghilimele, care spuneau că în maxim 2 săptămâni se termină pandemia, după o vreme din exasperare, pentru că e un sentiment absolut omenesc, unii au zis, gata, nu se mai termină niciodată. Și uitați că până la urmă toate trec. Nu vi se pare interesant? Acum când vorbim despre pandemie, vorbim la trecut și parcă nici n-a fost vreodată. Cu toate că eram atât de exasperat încât aveam senzația că nu va trece. Eu obișnuiam, pe tot parcursul ăsta al pandemiei, când vorbeam în biserică la noi, le ziceam, nu vă fie frică, pandemia pică. Și foarte puțini au îndrăznit să zică un amin așa hotărât. Și uite că astăzi, până la urmă, a picat. De fapt, dragii mei ascultători, totul e trecător în lumea aceasta. Mi-amintesc atunci când am fost prima dată la Milano, frații m-au dus să văd o celebră catedrală, 100% ați auzit, se numește Domul din Milano. Și pe frontispiciu, în față, sunt 3 inscripții în limba latină. Evident că le voi spune în limba română, pentru zidirea poporului și să nu se considere careva că mă dau mare. Sunt 3 inscripții care fiecare spun ceva interesant. Undeva, mi se pare, în partea dreaptă, este o cunună de trandafiri sculptată frumos, sub care scrie, orice bucurie este trecătoare. Apoi, în partea stângă, mi se pare, e o cruce foarte faină, sculptată, sub care scrie, orice suferință este trecătoare. Și chiar la mijloc, pe arcada principală, scrie, doar lucrurile care rămân veșnic au cu adevărat valoare. Nu e așa că noi ne investim atât de mult în lucruri care sunt extrem de trecătoare? Nu e așa că cele mai multe gânduri ale noastre se leagă de lucruri care trec, inclusiv cum a fost treaba asta cu pandemia, parcă nu ne puteam reseta creierul, nu puteam să ne gândim la altceva, de dimineața până seara se vorbea doar despre asta. Și nu e așa că suntem atât de preocupați doar de lucruri care trec, când în realitate sunt atât de puține lucruri care rămân. E o cântare care zice, ce faci pentru Dumnezeu, aceea rămâne.
Mi-aduc aminte că odată la colectă un frate, în urmă cu mai mulți ani, a pus din greșeală 100 de lei, mi se pare. Și el a vrut să pună mai puțin. A venit la mine după aia la final și mi-a zis: vă rog frumos să-mi dați măcar o parte din bani înapoi. Și am zis: ce faci pentru Dumnezeu, aceea rămâne. Acum vă spun treaba asta zâmbind. Dragii mei, uitați-vă la noi cât suntem de trecători în lumea aceasta. Uitați-vă la fiecare dintre voi, uitați-vă la voi. Dacă ne uităm retrospectiv, dacă ne uităm la viața noastră de până acum, nu-i așa? A venit cu microfonul la unii dintre dumneavoastră, mai ales că sunteți unii mai în etate, sunteți de tineri de toate vârstele aici. Tineri de, i-au zis pe ăștia, foarte, foarte tineri. Și tineri până la, bănuiesc, nu știu, 80 de ani, habar n-am, 70 și ceva de ani. Înaintea lui Dumnezeu, în raport cu veșnicia, tot tânăr ești. Și dacă ai avea 90 de ani sau de ai doar 2 zile, ce contează 2 zile sau 90 de ani în raport cu veșnicia? Pentru matematica mea elementară, e tot atât. Dar ne investim atât de mult în lucruri care trec, când în realitate sunt puține lucruri care rămân. De aceea vă felicit, doamnelor și domnilor, vă zic așa, frați și surori, dragi prieteni, vă felicit că în această seară ați ales să investiți un timp pentru sufletul vostru. Știu că cei mai mulți dintre noi căutăm în viața aceasta fericirea. Și dacă ați fost atenți la citirea textului, textul nostru e celebrul fragment care se numește Fragmentul cu fericirile sau fericirilor. Acum e foarte interesant, în originalul grecesc, originalul în care, în limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, cuvântul ferice e un imperativ. Acum că tot au scăpat tinerii de examene și mai ales de gramatică și probabil că unii vă aduceți aminte cu bucurie de școală, imperativ adică o poruncă. Domnul Iisus, uitându-se la mulțimea care era acolo, le zice: vă poruncesc să fiți fericiți. No, ce ziceți voi de porunca asta? Imaginați-vă că Domnul Iisus era în fața unei mulțimi de oameni triști, foarte triști. Din ce motiv erau triști? Din multe motive. Evreii în vremea aceea erau sub dominație romană, de 400 de ani încă nu mai fusese o revelație specială. Era o perioadă grea în istoria lui Israel. Aproape în fiecare familie era cineva mort în urma unei bătălii, în urma unei răscoale. Dacă citiți din antichitățile iudaice a lui Iosif Flavius, el descrie perioada aceea, o perioadă plină de boli, de probleme, de răscoale, de durere, de necaz, de suferință. Numai bine ar fi mers cântarea: am avut o viață tristă și am trecut prin încercări, sau lacrimile de durere când se vor sfârși. Și Domnul Iisus se uită la mulțimea asta și primul lucru pe care îl rostește în predică, vă aduceți aminte, primul cuvânt care a fost? Ferice. Care în originalul grecesc este o poruncă. Se uită la ei și le spune: vă poruncesc să fiți fericiți. Aș începe și eu cu voi în seara asta la fel. Mă uit la voi și vă zic în numele Domnului: vă poruncesc să fiți fericiți. Și unii dintre voi vă uitați așa la mine și ziceți: bă, ce poruncă e asta? Pot fi sentimentele poruncite? E ca și cum ți-ai disciplina copilul, ca să vorbesc foarte corect din punct de vedere politic, că știu că se registrează, și ei spune: atâta te disciplinezi până ești fericit. Nu, se poate așa ceva? Dar voi ați văzut că în Biblie fericirea nu e o opțiune, ci fericirea e obligatorie. Bucurați-vă, iar zic, bucurați-vă. Știți de unde scrie asta apostolul Pavel în epistola fericirii către filipeni? Din închisoare. Și nu zice: dacă aveți salariu mare, bucurați-vă. Dacă vă merge totul bine, bucurați-vă. Dacă n-ați pierdut mulți bani, bucurați-vă. Dacă nu vă doare spatele, bucurați-vă. Dacă totul e perfect în familie, bucurați-vă. Nu! Pentru că apostolul Pavel trecea printr-o perioadă grea în viața lui, era în închisoare și totuși din închisoare citiți epistola fericirii și n-am nicio problemă dacă o citiți chiar în timpul predicii mele, zice: bucurați-vă, iară zic, bucurați-vă. Nu e o opțiune, ci e... În vremea aia facultății aveam niște cursuri care se numeau opțional obligatorii. La Institutul din București ni se zicea cursurile astea sunt opționale, dar sunt obligatorii. Sau mai se întâmpla câteodată că venea coordonatorul nostru de an și zicea: vreau 10 voluntari. Și zicea așa: tu, 10 voluntari, voi sunteți. Exact la fel în această seară,
Dumnezeu ne spune, vă poruncesc să fiți fericiți și voi vă uitați la mine. Unii dintre voi, când ați văzut că citesc textul ăsta, v-ați uitat în stânga și în dreapta și a zis, mă, nu-i pentru mine predica. Vă uitați la mine și spuneți, domnul pastor sau frate pastor sau omule bun, cum să fiu eu fericit? Păi tu nu știi ce am în familia mea, știți de câte ori n-am auzit chestia asta? Tu nu știi ce am acasă, tu nu știi ce necazuri am, tu nu știi ce probleme am. Oameni dragi, veți vedea împreună cu mine că fericirea nu depinde de circumstanțele vieții, ci ea depinde de cu totul și cu totul altceva. Mi-amintesc că în vremea când eram student, am organizat și eu un fel de, nu știu cum să numesc, misiune. Și parte din această misiune, noi pocăiții numim multe lucrări misiuni. Da? Pentru mulți misiuni imposibile, da? Misiunea este posibilă doar cu ajutorul Duhului Sfânt. Când o faci tu de capul tău, e 100% imposibilă. Acum, pot să zic că Duhul Sfânt mi-a pus în minte gândul să organizez cu studenții de la noi și de la frații baptiști o ieșire undeva la un cămin de bătrâni, erau și foarte bolnavi oamenii de acolo, mi-am dat întâlnire cu toți studenții care atunci nu era cu grupuri de WhatsApp, era mai greu cu telefoanele mobile, și ne-am dat întâlnire undeva în centrul Bucureștiului, în drept la Intercontinental, am zis, ne întâlnim acolo, voiam să formăm și un grup de misiune și evangelizare și să mergem la metrou, să le vorbim altora despre Hristos. Aveam și niște strategii așa mai interesante. Eram plin de râvnă și am anunțat la capelă la noi, am anunțat la baptiști la capelă și când m-am dus acolo eram numai eu, tot grupul. Dar până atunci au zis o grămadă, vin și eu, mergem, vizităm bolnavii. Știți cum e când oamenii se predau, sunt plini de har și de râvnă. Și am tot așteptat și am băgat eu de seamă că la un moment dat văd pe unul acolo care era în căruciorul cu rotile. Eu am crezut că în vremea aia Bucureștiul era plin de cerșetori. Am crezut că e un cerșetor. Și când mă uit mai încolo, mă uit la el, el se uită la mine. Știți întrebarea aia pe care o adresăm noi? Tu ești? O întrebare la care nu poți răspunde decât cu da. Cum poți să zici tu ești? Nu-s eu. E altcineva sub acoperire. Mă întreabă tu ești? Eu îl întreb tu ești? Dar în privirea mea se citea mirarea. Cum adică? Mă uitam la căruciorul lui cu rotile în mod ostentativ. În mod normal n-ar trebui să faci asta, ar trebui să fii politicos, să faci abstracție, dar bihorean fiind de felul meu și în vremea aceea foarte tânăr, n-am putut să mă abțin, am fost direct, sincer cu el. Și am zis, cum numai tu în situația în care te afli? Și atunci el mi-a dat un citat pe care l-am auzit mai târziu, un citat dintr-un celebru scriitor francez, nu-i rostesc numele că nu contează. El a zis atunci o chestie foarte interesantă, a zis așa, nu contează ce face viața cu tine, ci contează ce faci tu cu ceea ce face viața din tine. M-am dus eu cu el, am mers, am vizitat, am evangelizat, am înconjurat Bucureștiul practic doar noi doi. Dar ce vreau eu să vă spun cu asta? E că dintre toți ceilalți cu care după aceea am vorbit, care au zis, Adi, venim, facem, ne implicăm, dintre toți ceilalți, singurul care a ales să vină a fost băiatul acesta. Un băiat de altfel pe care după aceea l-am cunoscut mai bine, plin de bucurie. Și pentru mine omul ăsta a fost un exemplu, pentru că de atâtea ori mă uit la oameni care vin și spun, eu aș vrea să mă implic, dar nu pot, trebuie să-mi termin casa, mă doare spatele, am nu știu ce probleme. Mă uit la dumneavoastră în această seară, oameni dragi, în timpul în care oamenii ăștia aici au cântat în față și m-am uitat și la mine, cât de greu a fost parcă să rostim un cuvânt, măcar un amin, un aleluia, un slăvit să fie Domnul, să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că suntem doar oameni și oricât de plin de râvnă ar fi Duhul, trupul acesta este atât de slab. Dar vreau să vă spun în această zi, să spun ție omule, tu care mă întrebi, de ce să mă pocăiesc, de ce să mă botez în apă? Nu vezi tu omule că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Mă uit spre voi, sunteți atât de frumoși, fiecare dintre voi sunteți atât de binecuvântați, ar trebui în această seară să răsune locul acesta și fiecare dintre noi să fim gata să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc din inimă, îți mulțumesc că sunt în viața aici, uită-te bine la tine, prin câte ai trecut în ultimii
ani, dar Dumnezeu a decis să-ți prelungească firul vieții pentru ca în această seară să ai oportunitatea și ocazia să te apropii de El mai mult și să te întorci la El și El să spună: te iubesc o dragoste veșnică, și tu să răspunzi dragostei Lui prin pocăință. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu a fost atât de mare față de familia ta și de n-ar fi fost Dumnezeu de partea ta în seara aceasta, n-ai fi aici, dar pentru că Dumnezeu a fost atât de bun și a prelungit viața ta, a intrat în prelungiri pentru că Dumnezeu avea un plan cu viața ta, pentru că Dumnezeu pregătise încă din veșnicie un moment ca momentul din această seară în care tu să auzi cuvântul, auzind cuvântul, Duhul Sfânt să lucreze la nivelul minții tale și în adâncul ființei tale să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de Tine în familia mea, am nevoie de Tine în viața mea, am nevoie de prezența Ta ca să fiu cu adevărat fericit. Oameni buni, treziți-vă în seara asta, fiți gata să-i spuneți lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc pentru toate lucrurile bune pe care Tu mi le-ai dăruit, nu le meritam niciuna din ele, dar îți mulțumesc în îndurarea, în harul Tău și în bunătatea pe care Tu ai manifestat-o față de mine. Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai dat mult mai mult decât aș fi meritat. Slăviți să fie Domnul! Măcar pentru pasiunea cu care v-am vorbit, trebuia să aveți un anumit mai hotărât. Mai zic o dată, slăviți să fie Domnul! Mai zic o dată, slăviți să fie Domnul! Și pentru că am văzut pe 2-3 moțăini de la soare, mai zic o dată, slăviți să fie Domnul! Și vreau să vă aud așa, să se audă mai tare, că mai înainte se auzeau pruncii mai tare decât voi. Nu se poate, Domnule, chestia asta. Hai să vă mai zic o dată, slăviți să fie Domnul! Slăvită să fie prezența Lui! Binecuvântate să fie picioarele Lui sfinte care pășesc în această zi aici! Glorificat să fie Tatăl nostru din ceruri, care va face să deschidă cerul și să coboare Duhul Sfânt în locul acesta. Amin. Tatăl nostru din ceruri să rostească prin Duhul Sfânt în dreptul fiecare persoană din locul acesta: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Amin. Nu se termină predica, oameni buni. Suntem doar la finalul introducerii. Vă zic asta, niciun amin acum. Gata, harul. Punctul 1. Imediat îl chem eu pe pianist, că aici, eu s-o obișnuit cu ceasuri în biserică, toți suntem blindați cu ceasuri, să vedem. Păi, până la 10, mai este vreme. În numai 10, în 20 și 10, stați numai liniștiți. Punctul 1. După aia o să fie punctul 2 și după aia o să fie punctul 3. Voi știți cum sunt predicatorii. Sper să rămână în inima noastră, că dincolo de punctele astea, voi știți bine că acum, eu vă spun că am punctele la predică, dar eu pot să pun punct mai repede decât vă imaginați. Știți ce zice Iisus? Zice așa: fericiți sunt cei care sunt săraci în Duhul. Îmi imaginez că atunci când Domnul își începe predica, le zice: vreți să vă spun secretul fericirii? Și oamenii ascultă, pentru că de obicei când e vorba de un secret, toți sunt atenți. Le zice: mai întâi, ca să fii fericit, trebuie să fii sărac. Cum adică? Sărac? 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 Sau sărac? Sărac? Nu, sărac. Și face pauză. Vrei să fii fericit? Ferice de cei săraci. Și la evrei, dacă citiți tot Vechiul Testament, veți vedea că sărăcia e asociată cu blestemul și binecuvântarea e asociată cu bogăția și belșugul. De aici așa zisa teologia prosperității, care e una total greșită. Și evreii stau și ascultă: cum adică ferice de cei săraci? Că noi știam că ferice de cei bogați. La asta am fi zis un amin, dar cum adică ferice de cei săraci? Și Domnul Iisus probabil că face o scurtă pauză, se uită la fața celor care ascultau și după aia adaugă: în Duhul. Numai acum, dacă voi ați fost atenți, Duhul nu e cu D mare, nu se referă la Duhul Sfânt, ci se referă la noi. E o altă traducere și un părinte al bisericii zice așa, îmi place tare mult, zice așa: fericiți sunt cei care sunt săraci în ei înșiși, pentru ca mai apoi să se poată îmbogăți în Dumnezeu. Ce tare sună asta! Dacă vrei să fii bogat în Dumnezeu, mai întâi trebuie să fii sărac în tine însuți. Sărac în ce? În pornirile tale, în nervii tăi, în firea ta pământească, în înclinațiile tale păcătoase. Pentru ca Dumnezeu să strălucească tot mai tare în viața ta, trebuie să fii tot mai gol de tine însuți. Știți ce a zis Domnul Iisus? Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, ce să fac? Primul lucru.
Să fie sărac în Duhul, să se lepede de sine. O altă traducere a acestui verset zice așa: fericit e doar omul care realizează că fericirea lui depinde total de Dumnezeu. Amin. Na, a fost greu să zicem amin aici, dar mai zic o dată: fericit e doar omul care realizează că fericirea lui depinde total de Dumnezeu. N-ai cum să fii fericit dacă nu înțelegi asta. Și vă explic așa. Când ai senzația că fericirea ta depinde de puterea ta, nu poți fi fericit. De ce? Că te gândești, mă, dar mâine dacă mi se întâmplă ceva. Când îți pui copiii, de exemplu, în mașină sau într-un autobuz și trimiți la școală, imediat în minte îți apar o grămadă de gânduri. Dar dacă se va întâmpla ceva, dacă are loc un accident, dacă vine nu știu cine. Câtă vreme fericirea ta, tu ai senzația că depinde de forțele tale, de banii tăi, de resursele tale, tu n-ai cum să fii fericit, că nu te lasă stresul. Nu te lasă îngrijorarea și frica. Și oricât de bine ți-ar merge și oricât de sănătos ai fi, îngrijorarea, stresul, frica apasă pe umerii tăi și n-ai cum să fii fericit. Dar în momentul în care înțelegi că fericirea ta depinde în primul rând de puterea lui Dumnezeu, știi cum faci? Spui: Doamne Dumnezeule, copiii mei sunt în mâinile tale, sănătatea mea e în mâna ta, cum zicea Bene aici vorbind, dând exemplu, dându-se pe sine exemplu. Familia mea e în mâna ta, tot ce am, Doamne, tot ce sunt, pun în mâinile tale. Știu că toate aceste lucruri nu depind în primul rând de efortul meu, ci depind în primul rând de protecția ta, de harul tău, de bunătatea ta și de prezența ta, Doamne. Ei, în momentul în care știi că tot ce ai tu e în mâna lui Dumnezeu și că nu depinde în primul rând de puterile tale, răsufli ușurat. Dacă nu, așa stai tot timpul stresat. Bă, dar dacă mă îmbolnăvesc? Am merge bine. Că stăteam de vorbă cu cineva zilele trecute și zicea: mă, dar îți merge bine? Și zice: mi-e frică că merge bine. Așa e omul. Dar zic: de ce? Vine rău. Vine rău. Sărăcia, zice, stă lipită de noi. Suntem români. Merge bine acum, astăzi. Dar nu pot dormi noaptea, zice, că mă gândesc că dacă vine criza. Și așa-i. Tu ești sănătos astăzi. De-aia au zis că nu știu care sunt bolnăvit. De-aia ați văzut că rugăciunile pentru bolnavi, noi ne rugăm mai tare, dar ne rugăm în realitate cu frică. Ne uităm în sus: Doamne, nu cumva... Eu sănătos acum, mă simt bine, dar dacă... Și te gândești bine că mai devreme sau mai târziu, vă dau vestea asta, toți trecem prin valea umbrei morții. Dar dacă știi că Dumnezeu e cu tine, valea umbrei morții se transformă într-un loc plin de izvoare, pentru că știi că nu e singur și că sănătatea ta, viața ta, familia ta, averea ta, tot ce ai, nu e rodul efortului tău. Omule, nu mai sta așa stresat. Mai vezi cât eu, mai ales frață în general, așa de stresat și la biserică. Băi, nu mai pot, mă, nu mai pot. Dă pe telefon. Zice: am nu știu câți clienți, nu știu ce o să se întâmple. Omule, respiră. Stai liniștit. Oricât te-ai stresat tu, dacă zice Dumnezeu punct, poți să stai și într-un picior că-i punct. Eu nu promovez aici lipsa de responsabilitate. Nu spun: mănâncă cum îi vrea și după aia trimite bilete la frasă, ne rugăm pentru tensiune. Nu. Nu spun: stresează-te și după aia nu e nicio problemă că te-ai îmbolnăvit de la stres și ai făcut diabet. Nu zic asta. Nu anulez responsabilitatea ta, dar îți spun: omule, fii conștient că tot ce ai depinde în primul rând de Dumnezeu, că fericirea ta în mod real nu depinde, nu e în primul rând rodul efortului tău, că nu ești fericit în primul rând că ai mulți bani, că și voi știți o grămadă de oameni care au o grămadă de bani și totuși sunt nefericiți. Unul dintre cei mai mari jucători de tenis, Boris Becker, citeam autobiografia lui în urmă cu puțină vreme și zicea așa: am ajuns sus și am descoperit ceva. Sus nu era nimic. Că așa e omul, știți cum zice omul: mă, dacă ajung acolo o să fiu fericit. N-ai zis și tu la fel? Dacă ajung să am casa aia, o să fiu fericit. Dacă o să ajung să am banii aia, o să fiu fericit. Pianistule, hai aici, că măcar așa anulăm pruncii și oricum mai predigă mult. Unde ești? Sper că e pe aici pianistul. Hai încoace, mă ajuți? Domnul să te binecuvânteze. Până vine el, vă mai zic o dată. Sunt mulți oameni care se uită înainte și întotdeauna au senzația că fericirea e înainte. Sau sunt alții care se uită tot timpul în urmă și au senzația că e întotdeauna în urmă. Mă, ce fericiți eram noi pe vremuri. Și alții care se uită totdeauna înainte și zic: când o să fiu acolo, voi fi fericit. Dați-mi voie să vă spun ceva. Dumnezeu te poate binecuvânta cu fericire și pace chiar în seara asta, aici, acum. Amin.
Dar înțelege că fericirea ta nu depinde în primul rând de tine, ci depinde în primul rând de El. Depinde în primul rând de prezența Lui în viața ta. E un mare scriitor englez, C.S. Lewis, zice așa: omule, înțelege că fericirea nu depinde în primul rând de tine, ci de prezența Lui Dumnezeu din viața ta. Nu-ți baza, zice el, fericirea pe lucruri care trec, ci bazează-ți fericirea pe Hristos, pentru că El rămâne în veac. M-ați auzit? Mai zic o dată, nu-ți baza fericirea pe lucruri care trec. Bazează-ți fericirea pe Hristos, pentru că El rămâne în veac. Îmi zice unul, cel mai fericit sunt pe data de 13. Și am zis, de ce? Am crezut că e ceva superstițios, mai ales când am auzit data de 13. Și mi-a zis, pentru că pe 13 primesc salariu. Dar zice, nu ține mult, că am o grămadă de rate la bancă. Am o grămadă de bani de dat și așa mai departe. Acum, vă spun și vouă în această seară, dragii mei, nu vă bazați fericirea nici măcar pe oameni. Uitați-vă, sunt copiii voștri aici, în jurul vostru, sunt cei dragi. Nu vă clădiți fericirea pe oameni. Pentru că într-o zi, vă dau vestea asta, va trebui să vă despărțiți de toți cei dragi. Oricât de mult îți iubești soțul sau soția, oricât de mult ții la părinții tăi și oricât de mult ai avea inima legată de copiii tăi, vine ziua în care va trebui să te desparți de tot și de toate. Dar e unul singur care rămâne. Și acesta este Emanuel, Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Poți fi fericit doar dacă Dumnezeu e prezent în viața ta. Fericit e doar omul care e sărac în el însuși. Și cu cât e mai mult Dumnezeu prezent în viața ta, cu atât poți să fii mai fericit. Și fericirea asta nu te face întotdeauna să zâmbești prostește. Nu e o fericire din aia artificială, zâmbește, Iisus te iubește, nu. Nu e o fericire din asta, orice ar fi pozitiv, nu trebuie să gândim pozitiv, nu. E o fericire care aduce un echilibru emoțional, e o fericire care dă sens vieții tale. Poți fi câteodată cu ochii plini de lacrimi, dar totuși să fii fericit, pentru că știi că ai o direcție, pentru că știi că trupul tău nu va putrezi în mormânt, ci într-o zi vei fi în prezența lui Dumnezeu. Sunt oameni care trăiesc în lumea asta în plăceri și totuși sunt nefericiți. Sunt oameni care au o grămadă de lucruri și totuși sunt nefericiți. Știți de ce sunt nefericiți oamenii ăștia? Pentru că n-au sens în viața asta. Dar vă garantez ceva, cel care dă sens vieții noastre este unul singur și acela este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Vreau să vă auzi pe voi mai tare. Slăviți să fie numele Lui. Voi mai zice încă o dată, slăviți să fie numele acestui Dumnezeu. Fericit e doar omul care realizează că e dependent total de Dumnezeu. I-am auzit pe unii oameni lăudându-se, bă, eu cu puterile mele, eu am făcut casa asta, eu am făcut asta altă, eu am făcut celălalt lucru. Și vine Dumnezeu și suflă. Nebunule, la noapte ți-am luat sufletul. Și tu care credeai că ești așa de șmecher, și tu care credeai că ești atât de tare, și tu care credeai că ai atât de multe relații, și totul se duce într-o secundă, pentru că asta e viața. E un abur care se ridică puțin tel și apoi piere. Câți oameni am cunoscut de felul ăsta? Și am văzut că viața unor oameni se rezumă la o cutie de carton în care pui 3-4 poze și totul se termină acolo. Când eram copil, mă lăudam cu taică-meu. Ziceam altor copii, eu stau așa la margine să vă creez emoții, că știu că unii vă uitați, nu pică, pică, nu pică, nu. Mă lăudam cu taică-meu, așa cum îți prunci ăștia pe aici, mă lăudam cu taică-meu și ziceam altor copii, taică-meu e mai tare ca taică-tău. Venea altul și zicea, nu, taică-meu îl bate pe taică-tău. Și vine altul și zicea, nu. Și aveam un ungur la noi în scară, bă, ăsta era mare. Avea aproape 200 de chile. Când copilul lui, prietenul meu, Otilo, venea și zicea, tatăl meu e mai tare ca al vostru, niciunul nu mai comenta nimic. Că era cel mai tare. Vreau să vă spun că am rămas același copilaș, exact ca și copiii ăștia care se plimbă pe aici. Uitați-vă în sus. Tatăl nostru e cel mai tare tată din universul acesta.
merită să-ți încredințezi viața în mâinile Lui. Tu care ești stresat în seara asta, cu toate problemele din familia ta, cu toate necazurile, cu toate bolile tale, merită în seara asta să-i spui lui Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, tot ce am eu încredințez în mâinile tale. Tu care te gândești la sănătatea copiilor tăi și ți este frică de diagnosticul pe care s-ar putea să-l primești de la doctor zilele care vor urma, încredințează viața copiilor tăi în mâna lui Dumnezeu. Tu care te uiți la istoria familiei tale și îți este frică de ceea ce s-ar putea întâmpla săptămâna viitoare sau peste o lună sau peste un an, vreau să spun ceva: pune familia ta în mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, tot ce are suflare, dar tot ce există, tot ce e viu în lumea aceasta, există prin El și pentru El, și datorită Lui merită să pui viața ta și a celor dragi și tot ce ai în mâna acestui Dumnezeu. Nu există nicio altă șansă să fii fericit. Altfel, doar te chinui. Avem noi în Bihor un cuvânt, te strofoci. Știi? Cum câteodată aveți senzația că noi, predicatori ăștia mai penticostali, ne strofocăm așa. A venit o soră tare simpatică: ce frate, te-ai strofocat în seara asta, greu a fost. Mă, oameni buni, noi, eu nu pot să vorbesc despre Dumnezeu așa numai... Am încercat-o puțin, mai încerc așa din când în când așa să vorbesc ca și cum aș fi într-o aulă universitară unde să vă spun cu un aer foarte doct niște chestii, iar voi să stați, să dați din cap și să vă vedeți mai departe de viața voastră. Eu vreau ca atunci când predic cuvântul lui Dumnezeu, lucrul ăsta să nu fie doar un transfer de informații, că informații sunt destule pe Google, ci vreau să transmit o mărturie, pentru că Domnul Iisus mi-a zis ucenicilor și mi-a transmis mai departe și mie și vouă, și să fiți martori. A mărturisi nu înseamnă doar a spune niște lucruri, ci a mărturisi înseamnă mult mai mult decât atât. Și vreau să mărturisesc în seara asta: Dumnezeul nostru este Dumnezeu, un Dumnezeu mare. Din veșnicie în veșnicie, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Și zice cel care a fost cel mai înțelept om din Vechiul Testament, când după ce a terminat templu, se uită la templu și zice: Doamne, l-am făcut la cheie, arată super, e beton, e extraordinar, dar cerurile cerurilor nu te pot cuprinde pe Tine, Doamne, în toată gloria și în toată puterea Ta. Și imaginați-vă că în seara asta o să vă uitați în sus, când se lasă înserarea, când o să vedeți stelele și o să vă gândiți la cât de mare este Dumnezeul nostru, și totuși un Dumnezeu infinit pe care mintea omenească nu-L poate cuprinde, e prezent în această seară aici și spune ție: îmi pasă de tine, îmi pasă de familia ta, îmi pasă de viața ta. Și Dumnezeul acesta spune: poți să fii fericit, dar clădește-ți fericirea nu pe lucruri care trec, ci clădește-ți în primul rând pe Mine, zice Domnul. Știi de ce ești nefericit, tânăr drag? Pentru că ți-ai clădit fericirea pe plăceri și plăcerile se duc. Știi de ce ești nefericită, doamnă dragă? Pentru că ți-ai clădit fericirea pe un om și omul acela într-o zi a zis: nu mai îmi pasă de tine, te-am părăsit și s-a dus, și tu ai rămas mai departe singură și toată lumea ta s-a prăbușit în clipa aceea, pentru că tu ai crezut că îți poți clădi fericirea pe lucruri trecătoare. Dar vă spun în această zi ce a spus Mântuitorul Iisus: fericiți sunt cei care sunt săraci în duhul, adică sunt fericiți doar cei care realizează că fericirea nu depinde de lucruri care trec, ci depinde de unul singur, cel care este stânca de viacuri, cel despre care spunea apostolul Pavel: o, când am venit la voi, n-am vrut să știu nimic altceva decât pe El, cel care este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Numele Lui este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, binecuvântat să fie numele Lui, înălțat să fie El în mijlocul nostru. Amin. Nu se termină predica, am zis amin, dar nu... E numai la punctul 2 suntem. Hai să mă uit și cât e ceasul. Mai avem vreme mult. Vă zic eu, pentru ăștia care sunteți curioși, că mai ai văzut pe câțiva că trăgeați cu ochiul, mai avem încă destul. E și 27. Asta înseamnă că și 20. Deci încă 40 de minute. Amin. O zis-o două surori. Domnul să vă binecuvânteze, surorilor. Sunteți... Ăia la alți... Ori zis amin, dar erau cu ochii la soare. Punctul 2. Vă zic că punctele 2 și 3 sunt mai scurte. Stați liniștiți. Că vreau să mai vin la voi și dacă vă chinui acum, nu o să mă mai chemați niciodată. 2. Am zis așa: poți fi fericit dacă depinzi de Dumnezeu. Și au înțelege asta, că oricum depinzi de El. 2. Doar dacă vrei. Tu vrei? Da. Asta e întrebarea. To be or not to be?
Vreți sau nu vreți? Domnul Iisus îl întreabă la un moment dat și de adeseori Domnul întreabă diferiți oameni: vrei să te fac sănătos? Nu vi se pare absurdă? Câteodată auzind întrebarea asta pare cumva absurdă, dar nu e absurd, pentru că Dumnezeu așteaptă de la tine voința ta. Mi-a fost foarte greu să înțeleg asta. Câteodată vreau eu mai mult decât vreți voi. Și la predică se întâmplă asta de multe ori. Când am început să fiu, când predicam, dacă vă mai aduceți aminte unii dintre voi, că poate mai am încă predici mai vechi, unele dintre ele la radio aici, aveam așa, și eu mă gândesc astăzi cum puteam să o țin în ritmul ăla de la început până la sfârșit. Cu tonalitatea, pe turbo, de la început până la sfârșit. De ce? Eram de o râvnă din asta. Mă uitam la oameni și ziceam: bă, dacă aici 10 oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, păi trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Și aveam iluzia asta că eu cumva o să-i fac să se pocăiască. Și am mai înțeles că de fapt depinde și de voința lor. În primul rând de Dumnezeu, dar și de voința lor. Că nu pot eu vrea în locul tău. De ani de zile tu te plângi că ești nefericită, Doamnă dragă, dragul meu tânăr, te plângi că ești nefericit. Dumnezeu te întreabă: vrei să fii fericit? Și tu explici lui Dumnezeu de ce ești nefericit. Și tu îi spui: Doamne, sunt nefericit că mă doare spatele, sunt nefericit că am pierdut banii, sunt nefericit că nu mă înțelege soțul, soția, sunt nefericit pentru că ea de lângă mine nu mă înțeleg. Și Dumnezeu zice: știu toate astea, nu trebuie să mi le spui, le știu mai bine decât tine. Eu te-am întrebat un lucru simplu: vrei sau nu vrei? Eu vă întreb eu pe voi, voi vreți? Și unii dintre voi o să spuneți: Doamne, eu aș vrea, dar am rate la bancă, eu aș vrea, dar nu mă înțelege soțul, soția, Doamne, eu aș vrea, dar am problemele astea. Dumnezeu știe care sunt problemele tale. Biblia spune, Domnul Iisus spune că încă înainte să te rogi, Dumnezeu știe ce ai de zis. Dar vreau în această zi, dragul meu, un singur lucru de la tine. Și asta vrea Dumnezeu de la tine. Vrea mai multă voință. De multe ori am senzația asta: bă, vrem noi mai mult decât vreți voi. Vrea păstorul mai mult ca o familie să rămână împreună. Vrea câteodată, vrem noi ca oamenii lui Dumnezeu, ca anumite lucruri să se întâmple în viața voastră. Dar vreau să vă spun ceva: până când nu vei vrea cu adevărat, nu se va întâmpla nicio minune în viața ta. Tu care aștepți de multă vreme ca Dumnezeu să lucreze în dreptul cauzei tale, tu care ești în seara asta aici și aștepți într-un fel sau altul ca Dumnezeu să binecuvânteze familia ta și te întrebi de ce nu o face, Dumnezeu te întreabă: vrei sau nu vrei? Sau e doar așa o chestie declarativă pe care o faci, zici: da, aș vrea, dar în realitate nu vrei. Știți de câte ori n-am avut treaba asta, mai ales în consiliere, stând de vorbă cu oameni care au probleme, stând de vorbă cu diversi. Vrei sau nu vrei? Aceasta e întrebarea. Mulți spun: eu aș vrea să mă pocăiesc, dar nu pot. Dar întrebarea: chiar vrei? Dar sincer, dacă nu vrei, chiar vrei să te lași de fumat? Chiar vrei să te lași de păcatul din viața ta? Chiar vrei să te lași? Noi tu spunem: da, în realitate știți cum facem noi? M-am încercat. Și zic: de câte ori ai încercat? Păi am încercat de vreo 2 ori. Și atât? A, păi nu se poate. Știi că la noi, la români, concluzia întotdeauna, orice am face, nu se poate. La final, după oricât ne-am încercat, ne-am sfătuit, Știi de ce nu se poate? Pentru că nu vrei. Dumnezeu poate. Dumnezeu poate schimba familia ta. Știu că ești tot timpul nervos. Dumnezeu poate aduce liniște și pace. Dumnezeu te poate elibera de dependența din viața ta, de viciul acela cu care lupți și de atâtea ori ai venit cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu și ai zis: Doamne Dumnezeule, am nevoie să fiu eliberat. Și de fiecare dată ai falimentat și ai ajuns la concluzia: nu se poate, mă, nu se poate, asta e situația. Vreau să vă dau o veste bună: Dumnezeu poate. Mai zic o dată: Dumnezeu poate. Și pentru ca să simt că sunteți aici cu adevărat, vreau să repetați împreună cu mine, dacă să fiu sigur că ceea ce spuneți e bine, dați-mi voie să vă spun eu și apoi repetăm: Dumnezeu poate. Hai să repetăm împreună: Dumnezeu, și cred că și voi puteți mai cu putere. Haideți încă o dată: Dumnezeu, haideți încă o dată și cu mai multă putere:
Da, Dumnezeu poate să te libereze. Da, Dumnezeu poate să te ridice. Da, Dumnezeu poate să-ți vindece depresia din viața ta. Da, Dumnezeu poate aduce pace și liniște în casa ta. Da, Dumnezeu se poate atinge de copilul tău. Da, Dumnezeu se poate atinge de soțul tău. Da, Dumnezeu se poate atinge de soția ta. Da, Dumnezeu te poate vindeca. Dar întrebarea este: vrei sau nu vrei? Te zbați de ani de zile în aceeași stare de mediocritate spirituală. De ani de zile ești la fel. De ani de zile ești la același nivel spiritual. De mult ar fi trebuit să fii mult mai mult. De mult ar fi trebuit ca Dumnezeu să lucreze mai mult prin viața ta. Vreau să spun ceva: Dumnezeu poate. Dumnezeu poate face din tine un predicator. Dumnezeu poate face din tine un sfânt. Dumnezeu poate rezolva problemele cu care te confrunți din punct de vedere psihic și spiritual de ani de zile. Întrebarea este: tu vrei sau nu vrei? Sau doar te prefaci că vrei? Sau numai declar: bă, aș vrea, dar parcă n-aș vrea. Răspunde sincer, în adâncul inimii tale. Nu întâmplător Mântuitorul Iisus de foarte multe ori, când se atinge de vreun om bolnav, îl întreabă: vrei sau nu vrei? Și în seara asta Dumnezeu te întreabă și pe tine: vrei sau nu vrei? Și dacă e în inima ta dorința asta, sunt convins că Dumnezeu va opri în dreptul dorinței tale. Sunt convins că dacă ești ca Bartimeu în seara asta, gata să strigi către Iisus și să spui: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Sunt convins că Dumnezeul dragostei și al milei și al iubirii se va opri în dreptul tău și va răspunde cu da dorinței tale. Însă de foarte multe ori, de fapt, noi declarăm că vrem, dar adâncul inimii noastre e clar: nu vrei. Cel puțin să fim sinceri. Sunt oameni care zic: domnul pastor, să știi că ai dreptate, eu nu prea vreau. Oh, dacă nu vrei, nu vrei. Mi-aduc aminte că după terminarea unui program a venit cineva la mine, nu voi uita niciodată, mi-a zis așa: nu plec din locul acesta până când nu simt că Dumnezeu începe să mă ierte. Eu rar am văzut determinări de genul ăsta. Sunt oameni care vin ani de zile la biserică, se plâng că le rămâne sufletul împovărat de fel și fel de păcate, dar prea puțini am văzut la fel de hotărâți. Ești hotărât în seara asta să nu pleci de aici până când Dumnezeu nu va opri în dreptul tău? Ești gata să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, nu mă voi opri din rugăciunea asta până când nu voi simți că te-ai atins de cauza mea? Da, Doamne, vreau! Sau e doar o voință din asta așa pe jumătate? A, parcă aș vrea, dar parcă n-aș vrea. Ești gata, plin de pasiune, să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, voi sta îngenunchiat până când simt că îmi ridici povară. Mă voi ruga până când simt că prin Duhul Sfânt îmi răspuns. Voi sta înaintea ta și voi insista înaintea ta și voi stărui înaintea ta și voi face exact ca femeia aceea care era bolnavă de scurgere de sânge, care a zis: o, dacă aș putea să mă ating de Iisus Hristos, o, dacă cumva aș putea să mă ating de El, știu că aș fi vindecată. Poate că ești în seara asta aici și ai venit cu gândul: mă duc acolo la întâlnirea pocăiților, poate mi se rezolvă cumva problema. Dacă ești hotărât, dragul meu tânăr, tânără dragă, dragă prietenă, dacă ești hotărâtă în această zi, dacă sunteți hotărâți în această zi, Dumnezeu va onora credința voastră, Dumnezeu va onora voința voastră, Dumnezeu se va opri în dreptul voinței voastre și îți va spune: da, vreau și eu ca tu să fii sănătos, da, vreau și eu ca problema ta spirituală să fie rezolvată. Doar așa. Dar știți cum suntem noi hotărâți? A, parcă n-am mâncat de multe ori. Aș vrea, dar nu prea aș vrea. Punctul 3. Să mă uit cât e ceasul. Mai avem o leacă. Îmi place cuvântul ăsta, o leacă. E și în Moldova, și în Ardeal, e peste tot. O leacă e foarte relativ. Acum începe să fie o leacă mai frig, mai înainte a fost o leacă mai cald. Dar mai, să știți că pentru predică e mai bine să fie o leacă mai frig. Că la o leacă mai cald erau câțiva care erau pavarii. Așa am văzut că n-aveți cum. Deși dacă vreți, n-aveți cum. Că când e frig, măcar frigul. Dacă nu lucrează Duhul Sfânt, măcar frigul vă ține, dar nu-i frig, acum e perfect, e aer necondiționat direct de la Domnul. Punctul 3 am zis că suntem, nu? Ferice de cei care plâng. Știți că nu zice de cei ce se plâng, că atunci noi eram pe primul loc. Românii,
Dacă îi merge bine la român, să plânge, să nu-i cer ceva. Dacă îi merge rău, zice, acum am toate motivele să mă plâng. Orice situație ar avea cineva, stau de vorbă câteodată cu oameni despre care știu că sunt foarte bogați. Și când stau de vorbă cu ei, mai ales fiindcă sunt pastor, se gândesc, bă, ăsta trebuie să-și facă clădire la biserică. Imediat încep, hai, criza acum, a fost războiul din Ucraina. Stai de vorbă cu oameni, stai de vorbă cu câte unul, să plânge. Pe de altă parte, vezi câte unul sărac, stai de vorbă cu el și ce slavă Domnului. Ei bine. Vreau să zic ceva. Verbul a plânge aici arată o acțiune făcută pentru altcineva. Știi ce înseamnă asta? Fericiți sunt cei care nu se plâng doar pe ei. Vreau să spun ceva. Tu care ești... Am observat ceva. Când un om e nefericit, e foarte obsedat de propria nefericire și are senzația că nimeni nu suferă așa cum suferă el. Vreau să spun, draga mea, că sunt mulți oameni care suferă mult mai mult decât suferi tu. Poate părea nepoliticos ce spun. Dar în ziua în care vei ridica privirea și nu vei fi la fel de obsedată de propria nefericire și uitându-te în jurul tău, vei vedea că sunt mulți alții mai nefericiți decât tine. Vei înțelege în sfârșit. Vei înțelege în sfârșit că poți fi fericită în ciuda înmormântării cuiva drag. În ciuda necazului prin care trecut. Am observat că oamenii când sunt nefericiți sunt obsedați de propria nefericire și au senzația că nimeni pe fața pământului nu mai e așa de nefericit ca ei. Ați observat asta? E adevărat că sunt oameni care mor de foame în altă parte, dar durerea noastră pentru noi e cea mai importantă. O banală durere de măsea nu te lasă să dormi o noapte, chiar dacă sunt copii care mor de foame în Africa. Nu stai nopți între să te gândești, bă. Am văzut de asemenea că suferința ne face foarte egoiști. De multe ori nefericirea ne face să ne gândim doar la nefericirea noastră. Știți care e secretul să scăpăm de treaba asta? Ia ascultați-mă. Și acum dacă cineva nu e atent, poți să-i dai un cod să fie atent, dar sunteți 99%,99. Vă zic așa, nu vă mai uitați doar la nefericirea voastră. Sunt în jurul vostru oameni cu mult mai încercați decât sunteți voi. Am avut o perioadă în viața mea în care am fost lovit de atacuri de panică, de anxietăți. La începutul slujirii mele eram lovit de o durere de spate. Și m-a lovit așa o stare din aia de panică. Mergeam cu mașina, gata, aici mor, gata, mi se întâmplă nu știu ce. Erau tot felul de atacuri din astea. Și Dumnezeu m-a făcut să conștientizez de fapt că suferința mea e infimă, e puțin importantă. Că atunci am și descoperit că am o problemă de sănătate, în fine. Și în mintea mea, știți cum vine diavolul, vine și spune, gata, aici se termină, până aici au fost. Tot așa au fost unul care s-a dus ca tine. Știți voi cum sunt astea. Și am ajuns în Spania să predic la o întâlnire de tineret și în fața mea să vorbească unul care era bolnav de multe boli. Deci avea o listă de boli. Printre altele era bolnav de HIV. O boală de SIDA înfiorătoare pe care o luase din cauza unui transfer de sânge din copilărie. Și toată copilăria o petrecuse prin spital. Era abandonat, fusese abandonat de părinți. Și omul ăsta s-a ridicat în fața noastră și eu eram pe ultimul rând, mă durea spatele ca cu hernia mea de disc și tot mă plângeam și ziceam lui Dumnezeu, Doamne, m-ai adus aici în Spania. Eram și supărat pe oamenii ăștia care au organizat că l-au pus pe ăsta în fața mea și i-au dat vreo 30 de minute și am zis ăsta o să-i întristeze pe toți. Și eu stăteam acolo pe ultimul rând și mă certam în mine însumi cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, știți cum face? Te lasă, exact ca și pe Ilie altă dată. Ilie care îi spune, Doamne, eu am făcut evangelizare, nu așa oricum, cu foc din cer, tot nu s-o pocăi nimeni. Și Dumnezeu stă și îl ascultă. Numai eu am mai rămas. Dumnezeu stă și îl ascultă. Și eu vorbeam cu Dumnezeu și apare în fața noastră băiatul ăsta care zice, oameni dragi, zice, cu o față radin de bucurie. Părea cel mai fericit om de pe fața pământului și zice, de când am primit pe Iisus Hristos, sunt cel mai fericit om de pe fața pământului. Doctorii au zis că mai am de trăit 3 luni de zile, dar slavă Domnului, zice că au trecut 6 luni. Și el a început să vorbească și vorbea entuziasmat și plin de bucurie. Și eu eram foarte tânăr în vremea aceea și n-aveam probleme cine știe ce, dar
problema asta mea de spate și o altă problemă de sănătate pe care am descoperit-o m-a făcut să mă concentrez numai la necazul meu și să fiu lovit de anxietăți și de panică exact din cauza asta. Și în momentul ăla când a ridicat privirea și m-am uitat înspre omul ăsta și a început să ne povestească prin câte o trecut în viața asta și prin câte boli o trecut, dar povestea asta cu zâmbetul pe față, vorbind despre câtă bucurie aduce Iisus Hristos, vă mărturisesc că acolo pe ultimul rând unde eram, mi-a fost o rușine groaznică de mine și am început să plâng și să mărturisesc lui Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, ai milă de mine. Și mă uitam la omul ăsta și plângeam împreună cu el, în ciuda faptului că el zâmbea. El nu plângea, plângeam eu acolo pe ultimul rând unde eram așezat, îmbufnat, unde vorbeam cu Dumnezeu la nivelul minții mele. Și vreau să vă mărturisesc ceva și ascultați-mă. În momentul în care am conștientizat că suferința mea nu e nici pe departe cea mai importantă și mi-am ridicat privirea și m-am uitat în jurul meu, dintr-o dată am simțit cum Duhul Sfânt îmi ridică povara aceea nefericirii mele și mi-am adus aminte de ce a zis Iisus Hristos: fericiți sunt cei care plâng, nu se plâng, fericiți sunt cei care plâng împreună cu alții, pentru că verbul a plânge în original arată o acțiune făcută pentru altcineva, adică fericit ești doar când nu te concentrezi numai la nefericirea ta, ci când ridicând privirea realizezi că în jurul tău sunt mulți alți oameni mult mai nefericiți decât tine și de atunci îl slujesc pe Dumnezeu cu toată pasiunea, uitându-mă în jurul meu și de multe ori uitând de propria durere, uitând de propria suferință, uitând de propriul necaz, pasionat de ceea ce Dumnezeu poate face în viața altora, sunt fericit pentru că am un Dumnezeu care îmi dă direcție. Vreau să spun și ție în seara asta, dragul meu, poți fi fericit doar dacă înțelegi acest adevăr, dacă înțelegi că nu trebuie să te uiți numai la necazul tău, numai la durerea ta, nu te mai uita obsedat la problemele pe care le ai, nu te mai gândi la câți bani ai pierdut, nu te mai gândi la cei care te-au lăsat, nu te mai gândi la durerile de spate, nu te mai gândi la problemele tale, gândește-te că ai un Dumnezeu bun și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Gândește-te cât ești de binecuvântat de Dumnezeu. Gândește-te că Dumnezeul acesta l-a trimis în lumea ta pe Iisus Hristos, Fiul lui, să moară pentru păcatele tale și prin credința în El tu să primești viață veșnică. Gândește-te că viața ta nu va rămâne în mormânt. Gândește-te că într-o zi va fi o înviere a morților și dacă te-ai despărțit de cineva drag, gândește-te că vine vremea când te vei întâlni cu cel drag în veșnicie. Nu te mai uita doar la nefericirile tale, pentru că lumea asta nu e o tragedie. Lumea asta nu se încheie cu o înmormântare, ci se încheie cu o înviere din morți. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Dacă ne-am fi pus nădejdea în Hristos doar pentru lumea asta, am fi cei mai nenorociți oameni. Dar vreau să vă dau o veste bună. Lumea nu se încheie cu o înmormântare, ci cu o înviere din morți. Și mă uit spre cer. Ce tare va fi ziua aceea. Vreau să vă îndemn la ceva. Așa cum stați, ați fost mai mult decât ascultători, având în vedere conjunctura în care ne aflăm. Vă felicit pentru asta, Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă laud pentru bunăvoința și concentrarea dumneavoastră. Dar mai aveți puțin tică răbdare. Citesc și eu pe un celebru clasic. Puțin tică răbdare, dragii mei. Acolo unde sunteți, vreau să închideți ochii. O să vă invit mai încolo să vă ridicați în picioare, dar deocamdată stați cu privirea plecată, cu ochii închiși. Nu știu, la final o să chem grupul să vină aici în față să mai cântăm încă o dată ceea ce au cântat la sfârșit. Eu de tine am nevoie, în sensul în care știm că fără Dumnezeu nu putem fi fericiți. Vreau să stați cu privirea plecată sau ridicată, dar cu ochii închiși. Și vreau să te întreb în seara asta, ești tu cu adevărat fericit? Nu te întreb dacă zâmbești tot timpul, nu te întreb dacă ești bucuros tot timpul. Fericirea nu ține nici măcar de bucuriile pe care le trăim conjunctural în viața asta și care sunt așa de trecătoare. Te întreb un singur lucru, ești cu adevărat fericit? Dacă ești în această zi sincer cu tine și te uiți la viața ta și spui: Doamne, am bucurii în viață, dar nu-s fericit. În seara asta, Dumnezeu poate să schimbe viața ta. În seara asta, Dumnezeu poate coborî în familia ta. În seara asta, Dumnezeu poate coborî în trupul tău prin Duhul Sfânt. În seara asta, Dumnezeu îți poate schimba viața.
ai căutat fericirea, ai căutat-o în realizări profesionale, ai căutat fericirea, ai căutat-o în bani, ai căutat fericirea în tot felul de experiențe păcătoase și n-ai găsit-o nicăieri. De fiecare dată ai fost mai nefericit. În seara asta e prezent aici cel care poate să-ți aducă fericire și pace, e cel care poate să aducă vindecare pentru sufletul tău. Omule bun, e timpul în această seară, ridicându-ți privirea sufletului spre Dumnezeu, să spui: Doamne Dumnezeule, sufletul meu însetează după Tine, am nevoie de Tine să fiu cu adevărat fericit. În lumea asta am avut parte de bucurii și de tristeți, toate sunt trecătoare, dar știu că e ceva care rămâne și acest ceva e prezența Ta. Este Dumnezeu prezent în viața ta în mod real? Este Iisus Hristos Domn și Mântuitor al vieții tale? Te declar creștin, indiferent care ar fi confesiunea ta, dar te întreb în seara asta: este Hristos în mod real prezent în viața ta? Dacă nu, aș vrea să mă rog pentru tine. Și dacă este cineva aici care vrea să-i spună Domnului: Doamne, până astăzi am fost nefericit, dar în seara asta te vreau pe Tine. Ferice de cei săraci în Duhul, pentru că ei vor fi fericiți. Dacă vrei în această zi să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, vreau să fiu sărac în mine însumi și vreau să fiu bogat în Tine. Și dacă e cineva în seara asta care vrea să-și predea viața în mâna lui Iisus, aș vrea să ridici mâna acolo unde te afli. Vreau să te văd. Vreau să păstrăm privirea plecată. Nu-i treaba noastră dacă ridică cineva sau nu mâna. Nu știu, grupul de închinare, haideți aici în față, o să cântăm împreună. Nu vreau să insist prea mult. Vreau să mă rog împreună cu dumneavoastră în seara asta. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Știți că cântarea este o rugăciune și cântarea asta de fapt este o rugăciune în care se spune lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie de Tine. Dacă este cineva în seara asta aici care vrea să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie de Tine să fiu fericit. Am căutat fericirea într-o grămadă de direcții, dar n-am găsit-o nicăieri. Și vrei în seara asta să-i spui cu lacrimi Domnului: Doamne, am nevoie de Tine. Vreau să mă rog împreună cu Tine. Vom cânta cântarea aceasta și în timpul acestei cântări, dacă vrei să mă rog împreună cu tine, la timpul potrivit o să te rog doar să ridici o mână sus și mă voi ruga împreună cu tine. Aș vrea să stați în picioare împreună cu noi, vă invit să stați în picioare împreună cu noi și aș vrea să începem să cântăm această cântare. O cântare în care spunem lui Dumnezeu practic: Doamne, vreau să fiu sărac în Duhul, vreau să fiu sărac în mândria mea, în orgoliul meu, în pornirile mele, în tot ceea ce mă definește pe mine în sensul cel mai rău. Vreau, Doamne, să fiu bogat în Tine și prezența Ta să-mi dea o nouă identitate, aceea de copil al Tău. Și știu că dacă voi fi cu adevărat fericit, voi fi cu adevărat fericit doar când voi sta în brațele Tale de Tată. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Haideți să spunem: eu de Tine am nevoie. Dacă ai nevoie de Dumnezeu în seara asta, vreau să vă spun ceva, Biserica Betania și nu numai, nu vreau să plecați din locul acesta fără să fi cântat din toată inima lui Dumnezeu. Și în seara asta încă n-ați făcut-o. Cred din toată inima că puteți să vă cântați mai mult decât ați făcut-o până acum și puteți să vă închinați lui Dumnezeu și cu mai multă putere în această seară. Dacă vrei să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de Tine în familia mea, am nevoie de Tine în viața mea, am nevoie de Tine, Doamne, în trupul meu, în sufletul meu, am nevoie de Tine, Doamne. Vreau să spuneți asta din toată inima. Și acolo unde sunteți, spuneți-i lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie de Tine. E nevoia ascunsă, e nevoia cea mai mare a sufletului meu, nevoia după prezența Ta. Tu ești neprihănirea mea. Vreau să vă aud pe voi cântând și aș vrea ca vocile voastre să răsune. Haideți să-i spunem: Doamne, vin și îngenunchez. Dacă este cineva în seara aceasta care vrea să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu, aveți libertatea să o faceți. Dacă este cineva în seara asta care vrea să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, nu mă duc din locul acesta până când nu Te atingi de mine, Doamne. Fără Tine, Doamne, cad, mă voi prăbuși. Fără Tine, Doamne, nu pot face nimic. Tu ești neprihănirea mea, Doamne. Tu ești odihna sufletului meu. O, aș vrea în această seară din toată inima să-i spunem, spuneți-i voi. Să răsune corul nostru, corul glasurilor noastre, corul Bisericii Betania și nu numai. Fiecare suflet din locul acesta să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, pentru ca să fiu fericit am nevoie de Tine. Tu ești, Doamne, sfințenia mea înaintea lui Dumnezeu. Tu ești ajutorul meu. Tu ești, Doamne, mântuirea mea. Tu ești apărarea mea.
Spuneți-i lui Dumnezeu din toată inima și lăsați ca prezența lui Dumnezeu să vă copleșească. O, slăviți să fie Domnul! Aș vrea în seara asta să se audă vocile noastre până înaintea tronului lui Dumnezeu. Atinge-te de sufletele celor care, Doamne, sunt păcătoși și au nevoie de iertare. De doar vocile voastre. Eu de tine am nevoie. Cântați-le Dumnezeu și rugați-vă Lui să se audă în vocile voastre. E proclamația noastră în această zi. Doamne, avem nevoie de Tine. Cine are nevoie de Dumnezeu să cânte, să spuneți: Tu ești neprihănirea noastră, Doamne. Tu ești neprihănirea mea și a familiei mele și a vieții mele. Și Tu ești scutul și apărarea mea. Haideți încă o dată să spunem: Eu de Tine am nevoie, Doamne. Aș vrea în această seară, dacă este cineva în locul acesta care vrea să spună lui Dumnezeu: Doamne, Dumnezeule, am nevoie de Tine pentru ca să fiu fericit. Și știi că încă nu ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu. Poate ai fost botezat în apă, dar în mod real încă nu ești născut din nou. Poate ești dintr-o familie de pocăiți, poate nu ești pocăit, dar ai înțeles în această seară că fără Dumnezeu nu poți fi fericit. N-ai cum să fii fericită. Și oricât ai căuta fericirea fără Dumnezeu, vei rămâne mai departe nefericit. Vreau în această zi să mă rog pentru tine. Și dacă este cineva din această categorie, aș vrea să stai cu mâna ridicată sus pentru ca să te văd acolo unde ești. Vreau să mă rog pentru tine ca Dumnezeu să se atingă de tine în seara asta și să-ți aducă bucurie și pace. Poate ai căutat bucuria pe drumul lumii acesteia și ai căutat-o în stânga și în dreapta și ai zis: Doamne Dumnezeule, vreau în această zi să fiu cu adevărat fericit. Am căutat fericirea pe atâtea cărări din lumea aceasta. Iisus spune în această seară: Eu sunt calea, adevărul și viața. Există o singură cale ce aduce fericire. Există un singur drum spre fericire și drumul acesta poartă un nume scump: Iisus. Drumul acesta este drumul fericirii, drumul prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Și dacă în această seară vrei să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de Tine, am nevoie de Tine să scap de păcatul din viața mea, am nevoie de Tine, Doamne, să fiu fericit cu adevărat, am nevoie de Tine ca să am direcție în viața aceasta, Doamne, am nevoie de Tine. Dacă vrei să-i spui asta lui Dumnezeu, ai sinceritatea de a ține mâna sus și de a recunoaște lucrul acesta și mă voi ruga împreună cu tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Doamne. Dumnezeu să te binecuvânteze, tânăr drag. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Doamne. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Au fost mai multe mâini care s-au ridicat. Poate unii dintre voi în această seară credeți că e doar așa un moment de emoție trecătoare. Vreau să spun ceva: Dumnezeu poate pune în această seară o piatră de aducere aminte. Din această seară Dumnezeu schimbă viața. Din această seară Dumnezeu schimbă viața. Din seara asta sufletul tău are o altă direcție. Nu înseamnă că nu vei fi tot timpul bucuros, nu, ci înseamnă doar că vei avea sens, vei avea scop. Fericire nu înseamnă să fii întotdeauna bucuros. A fi fericit înseamnă să-L ai pe Dumnezeu prezent în viața ta.
toți cei care ați ridicat mâna sus, ați vrea să stați mai departe cu mâna ridicată sus. Am văzut că multe mâini ridicându-se. Aveți curajul să stați cu mâna ridicată sus. Nu știu dacă aveți libertatea, puteți veni aici în față, mă voi ruga împreună cu voi. E alegerea dumneavoastră, nu vreau să forțez în vreun fel notă. Au fost foarte multe mâini care s-au ridicat. Uitați cum voi face. Eu vin în fața scenei și dacă e cineva care își dorește să mă rog împreună cu el în mod special, poți să vii aici în față, ai libertatea asta. Dacă nu aveți această libertate și vă este rușine, puteți rămâne cu mâna ridicată acolo unde vă aflați. Eu vreau însă să fac rugăciunea asta împreună cu toți aceia care cred că în această seară Dumnezeu le poate schimba viața, în dreptul tuturor acelora care poate au spus până acum, nu-s fericit, dar Dumnezeu îmi poate aduce fericirea. Aveți curajul și veniți aici în față. Puteți să veniți în față. Vreau să mă rog împreună cu dumneavoastră. Puteți rămâne acolo. Haideți, vă rog frumos. Puteți să veniți. Dacă mai este cineva care vrea să-i spună lui Dumnezeu același lucru, Doamne, am nevoie de Tine. Puteți să aveți libertatea pe parcursul acestei rugăciuni să veniți aici. Doamne Dumnezeu să vă binecuvânteze și cred din toată inima că Dumnezeu schimbă multe vieți în această seară aici. Dacă mai este cineva în această seară dintre cei care au ridicat mâna sus, care vor să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, am căutat fericirea pe drumurile acestei lumi, dar n-am găsit-o nicăieri în mod real. Dar seara asta, Doamne, vreau ca viața mea să fie cu adevărat schimbată. Poți să ai libertatea să vii aici în față și mă voi ruga împreună cu Tine. Dumnezeu îți poate schimba viața. Nu vreau să insist, nu-i treaba mea să conving pe nimeni să iasă în față. Dacă aș folosi doar emoția, aș putea să te conving. Dar aș vrea ca Duhul Sfânt să te convingă în seara asta. Pe toți aceia care ați ridicat mâna sus, dincolo de ridicarea voastră de mână, seara asta să aveți determinarea să spuneți, nu mă duc din locul acesta până când nu se atinge Dumnezeu de mine. Și Dumnezeu se va atinge de tine, dragul meu. Dumnezeu se va atinge de tine, draga mea. Mă voi ruga cu cei trei și dacă mai sunt și alții, și știu că mai sunt mulți alții care au ridicat mâna, aveți libertatea să veniți aici în față, în timpul acestei rugăciuni. Doamne Dumnezeule, dincolo de mâna mea, te rog, atinge-te de acest bărbat în numele lui Iisus Hristos. Tu ești cel care poți, Doamne Dumnezeule, să aduci în viața lui ordine, sens, direcție. Tu poți să aduci liniște și pace. În numele lui Iisus Hristos, Doamne Dumnezeule, te rog, atinge-te de viața lui. Tu știi, Doamne, ce e în adâncul ființei lui și Tu știi ce e în inima lui. Dar mă rog în seara asta, prin Duhul Tău cel Sfânt, lucrează, Doamne, și fă ca inima lui să simtă prezența Ta. Doamne Dumnezeule, mă rog pentru această femeie care a venit aici în față, în numele lui Iisus Hristos, Tu știi, Doamne, care sunt lacrimile ei, știi care sunt necazurile ei și știi care sunt problemele ei. Știi, Doamne Dumnezeule, că în adâncul inimii ei, în adâncul ființei, are nevoie de prezența Ta. Și te rog în această seară, Doamne, dincolo de mâinile mele, să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să se atingă de trupul ei, de mintea ei, de sufletul ei. În numele lui Iisus Hristos, Tată din ceruri, te rog, lucrează în dreptul acestei femei. Doamne Dumnezeule, Tu în această zi, în sfârșit, ai hotărât să lucrezi în dreptul ei. De multă vreme, Doamne Dumnezeule, Tu ai început să lucrezi în dreptul acestei femei, dar în seara asta, Doamne, știu că prin Duhul Tău cel Sfânt te atingi de ea și schimbi viața în numele lui Iisus Hristos. Fă, Doamne, să simtă bucuria prezenței Tale, ridică orice povară a tristeții și a păcatului și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să aducă bucurie. Doamne, dă-i bucuria aceea pe care n-a găsit-o nicăieri în altă parte. Doamne Dumnezeule, te rog în numele lui Iisus Hristos, dincolo de mâna mea, Doamne, întind mâna și peste această fată care a ieșit aici în față. Atinge-te, Doamne, de ea, numele lui Iisus Hristos. Atinge-te de sufletul ei. Știu, Doamne, că Tu ești cel care faci diferența în viața ei. Și știu, Doamne Dumnezeule, că în această seară ai hotărât să te oprești și în dreptul cauzei ei. Știu, Doamne Dumnezeule, că Tu ai hotărât să te oprești și Tu ai vorbit minții și sufletului ei și cred din toată inima, Doamne, că Tu poți ridica orice povară. În numele lui Iisus Hristos, te rog, întinde-ți mâna, Doamne, dincolo de mâna mea de om, te rog să întinzi mâna Ta de Dumnezeu și să faci diferența în viața acestei femei. Dă-i, Doamne, liniște, dă-i, Doamne, pace, dă-i bucurie, dă-i încredere și mai ales dă-i credință. Credința că Tu poți schimba viața, credința că viața ei va fi mai bună aici, dar mai ales credința că va fi într-o zi cu Tine în veșnicie. Te rog în numele lui Iisus Hristos, Doamne, rupe orice legătură a celui rău din viața ei și te rog, atinge-te de ea în numele lui Iisus Hristos. Doamne, atinge-te și de acest tânăr care plânge înaintea Ta. Te rog, Doamne, vezi lacrimi
lacrimile. Tu ai spus că ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Doamne Dumnezeule, venim cu lacrimi înaintea Ta în seara aceasta și Te rugăm, Doamne, mângâie-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Duhul Tău este mângâietorul. De aceea mă rog în această zi, Doamne Dumnezeule, mângâie-ne, Doamne, cu prezența Ta și ajută-ne, Doamne, să ne plângem înaintea Ta păcatele. Ajută-ne, Doamne, să ne zdrobim înaintea Ta. Mă rog pentru acest tânăr în numele lui Iisus Hristos, Doamne, rupe orice legătură a întunericului din viața lui, eliberează-l de orice lucru păcătos, ridică-i povara care apasă pe conștiință și lasă, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să aducă bucurie și pace în numele lui Iisus Hristos. Atinge-te, Doamne, de el și dincolo de mâna mea, mâna Ta de Dumnezeu să se atingă de mintea lui în numele lui Iisus Hristos. Vreau ca Duhul Tău cel Sfânt în această seară, Doamne, să schimbe viața acestui tânăr. Știu, Doamne, că Tu vei face asta. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Aș vrea să mai cântăm o dată. Beni, nu te supăr pe mine acum, că și lider de închinare, ți-am luat slujba. Mai cântăm o dată. Eu de tine am nevoie și aș vrea să cântăm din toată inima. Vă mulțumesc celor patru care ați ieșit în față și celor care ați ridicat mâna, dar n-ați îndrăznit să veniți. Dumnezeu vă poate schimba și vouă viața. Puteți să vă întoarceți la locurile dumneavoastră. Și aș vrea să cântăm cântarea aceasta din toată inima, încă o dată. Eu de tine am nevoie și aș vrea pocăiților, hai măcar acum că nu mai bate soarele, să ridicăm mâinile cei care aveți puterea să o faceți. Ridicăm mâinile ca pe un simbol, ca pe un steag de biruință, pentru că în seara asta am ridicat un altar și am pus numele acestui altar. Dumnezeu este steagul nostru de biruință. Hai să spunem. Începe, Beni, că dacă încep eu... Să spunem, eu de tine. Ridicați mâinile cei care aveți libertatea să o faceți și să spunem împreună, Doamne, eu de tine am nevoie. Ridicăm capul steag de biruință în numele lui Iisus Hristos și proclamăm în această seară, Doamne, noi avem nevoie de tine. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. Avem nevoie de puterea Ta, Doamne. Avem nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Avem nevoie de prezența Ta, Doamne. Hai să spunem. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Scop și țel, dar mai chemat să chem viață, Duhul Celui Sfânt de sus, să vestesc eliberare, celor ce-au zis brațuri bune.
acolo unde-i Duhul tău, la scurge viață. Slăvit să fie Domnul! Vă invit pentru câteva momente doar să ocupați locurile și să mai acordați în momentele astea puțintică atenție. Încheiem în seara asta aici trei seri binecuvântate de evanghelizare. Seri în care ne-am închinat aici lui Dumnezeu, seri în care am stat aici de vorbă cu Dumnezeu și mai ales seri în care Dumnezeu a stat de vorbă cu noi. Dar așa cum îl știm noi pe Dumnezeu, așa cum știm noi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum cuvântul lui Dumnezeu se definește, El este viu și lucrător. Să nu credeți că Dumnezeu va înceta. Odată ce am încheiat seara asta, Dumnezeu va înceta și nu va mai sta de vorbă cu noi. În serile astea, Domnul a bătut la ușa unora de aici. Probabil că ați auzit bătaia. Poate că încă vă întrebați să deschideți, să nu deschideți. Dacă veți face liniște în interiorul dumneavoastră și în zilele care urmează, veți auzi bătaia lui Dumnezeu la ușa inimii dumneavoastră. Rugămintea noastră, chemarea noastră este să-i deschideți. Să
să-L lăsați să intre la dumneavoastră și așa cum am auzit predicat în seara aceasta, să primiți din partea Lui fericire. Și fericirea noastră stă în apropierea noastră de El. Dacă ați auzit bătaia și vreți să răspundeți, luați legătura cu unul dintre păstorii bisericii. Mărturisiți lucrul acesta și faceți pașii necesari apropierii de Domnul, apropierii de biserică și Domnul să vă ajute. Îi mulțumim în seara asta fratelui Adi Mocan pentru că s-a pus la dispoziția Domnului. Domnul să-l binecuvinteze pe el, să binecuvinteze familia, să binecuvânte biserica și lucrarea și toată biserica să zică amin. Mulțumim echipei de închinare și pe ei Domnul să-i binecuvinteze. Și de asemenea, acum la finalul acestor seri de evangelizare, spunem din toată inima și cu toată puterea, Domnul să vă binecuvânte pe fiecare dintre dumneavoastră. N-am auzit glasul bisericii. Domnul să vă binecuvânte pe fiecare dintre dumneavoastră. Mergeți în inimă, în minte, în suflet cu Domnul și fie ca Domnul să-și întindă aripile sale binecuvântate peste fiecare dintre dumneavoastră. La final, pentru cei care sunt pentru prima dată cu noi, pot merge acolo în spate la sunet, am pregătit un mic dar pentru dumneavoastră, spuneam și aseară, spun și în seara asta, este cel mai prețios lucru pe care îl avem noi în biserica noastră. Cuvântul lui Dumnezeu. Vrem să-L împărtășim, să vi-L dăm și dumneavoastră. De asemenea, luați timpul acesta dacă tot ați plecat de acasă, dacă tot ați venit împreună cu biserica la închinare, mai luați câteva momente, nu vă grăbiți, împărtășiți-vă unul cu celălalt, vorbiți unii cu ceilalți și spuneți-vă câte o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Acum, biserica este liberă, fie ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin.